Acest program vă este oferit de Sanador. 40 de săptămâni de viață intrauterină. De atât are nevoie fătul pentru o dezvoltare optimă. Dacă dintr-o anumită cauză sarcina se termină înainte de 37 de săptămâni împlinite, pot apărea probleme serioase care necesită îngrijiri speciale. Această tipologie de copii are nevoie de o susținere foarte mare pentru a se adapta la viața extrauterină și pentru a evolua favorabil ulterior. Cele mai importante probleme care le pune un copil cu vârstă de gestație sub 32 de săptămâni sunt legate de hipotermie și de aceea avem nevoie de incubatoare sofisticate care să le monitorizeze tot timpul temperatura și să ajusteze această temperatură în funcție de starea copilului. Avem nevoie de aparate de ventilație mecanică, deoarece cei mai mulți dintre acești nou-născuți au plămânii nematurați și au nevoie, pe de o parte, de medicație surfactant care ajută la maturarea pulmonară și de aparate de susținere a respirației, care sunt ventilatoare extrem de moderne, care conțin toate modurile de ventilație, non-invazive, invazive, high-frequency ventilation, doar ca să-i ajutăm pe acești copii să se dezvolte pulmonar corect. De asemenea, avem o grămadă de pompe de perfuzie pentru a le asigura susținerea hemodinamică și alimentația. Știți că ei sunt foarte mici la început, în primele ore de viață, nu pot fi alimentați enteral și de aceea se inițiază alimentația parenterală cu ajutorul pompelor de perfuzie și soluțiilor intravenoase. Ulterior, încet, încet se administrează și enteral alimentație, de obicei tot cu ajutorul pompelor de perfuzie printr-o sondă orogastrică sau nasogastrică, iar ulterior, pe măsură ce ei cresc, ajung să mănânce și la biberon și unii chiar și la mama lor să fie alimentați natural. Este foarte important ca sarcina să fie urmărită corect, să se stabilească riscul de naștere prematură, iar micuții să beneficieze de tratament special în funcție de gradul de prematuritate și de complicațiile apărute. Ai grijă de voi! Acest program vă este oferit de Sanador.